Clasamentul final la Memorialul Florinel Șufariu a fost următorul: LPS CSU Pitești 2002, locul 1, BC Lion Craiova, loc 2, BC Popoviști Găiești, loc 3, LPS CSU Pitești 2003, loc 4, BC Nițulescu Vâlcea pe ultima poziție. Organizatorul turneului, Narci Șufariu, s-a declarat mulțumit de modul cum a decurs acest turneu. Mă bucur că au venit foarte mulți susținători ai basketului, am avut o sală plină. Este un eveniment pentru acești copii care au vârste mici, să vadă ce înseamnă o sală, să vadă ce înseamnă un spectacol. Acest memorial, noi trebuie să-i urmăm sensul, să luăm mesajul care l-a avut Florin pentru basket, să facem basket și să ținem standardul sus în basketul biteștean. Având Perform Basketul în organizare din partea Federației de Basket de 2 ani de zile, este un lot național regional de care mă ocup eu împreună cu Moraru Mădălin, am invitat echipe din județele limitrofe sau, nu chiar, Doljul nu este limitrof, dar din zona mea de acoperire ca Perform Basket, pentru a putea selecta și pentru la anul să punem bazele loturilor naționale. În cadrul acestui memorial au fost acordate și o serie de distincții după cum urmează: premii speciale pentru activitatea basketbalistică, Nini Delcuiescu, fost antrenor al lui Florinel Șufariu, Ziguri George, Cătănescu Cornel, antrenor CS Viitorul Pitești și fost președinte CSU Pitești, Nicolae Șufariu, omul care a promovat echipa în Liga Națională și care a adus singurul titlu național la Pitești alături de